Salut! Astăzi m-am gândit că după ce tot am făcut o grămadă de videouri în ultimul timp cu antrenamente pentru începători, pentru persoane care au diverse probleme și așa mai departe, să vă arăt un antrenament care este exact în partea cealaltă, adică pentru persoane care nu au probleme și care nu sunt începători și care își doresc un antrenament care să ardă. Să ardă și calorii, să ardă și mușchi. Deci, îmi folosesc greutățile mele cele mari, cele de oameni mari de liceu. Adică au un și cam 5,5 fiecare, sunt un pound, deci nu știu exact. Dacă faci acest antrenament și nu ai acces la greutăți mai mari, eu sugerez să faci antrenamentul cu greutăți de un 4-5 kg. Dacă nu ai greutăți atât de mari și ai, de exemplu, de 3 kg, atunci du-te de la 8-10 repetări înspre 12 repetări de exercițiu și dacă ai doar de 2 kg, multe ori ar cam de 2 kg, du-te până la 15 repetări de exercițiu ca să simți senzația aia de arsură și de faptul că ai lucrat. Da? Facem 3 exerciții, atât este nevoie, sunt compuse, deci o să dureze vreme și o să vezi că o să simți muncite picioarele și coapsele și fesierii și umerii și spatele. Tot ce trebuie. Hai să începem. Îți iei greutățile și facem o combinație de îndreptare cu deep squat, adică genuflexiune de amplitudine mare. Da? Ușor depărtate picioarele, nu foarte depărtate. Faci o îndreptare în jos și din îndreptare te ridici și te duci și prinzi greutățile direct în squat și te ridici. Îți arunci și din lateral. De data asta începi cu mine, facem împreună 8 repetări. Ți-am zis, mergi 8-10 cu greutăți mari sau 12-15 cu greutăți mai mici, sar. Jos și sus, jos direct. 1. 2. 3. Controlează forma. 4, m-am bazat, că ești antrenată și deja știi exercițiile de bază. 5. 6. 7. 8. Number 2, spate. Și un pic de picioare. Stai, sprijinți un picior, celălalt pe vârf, ușor în spatele tău, nu mult, ușor. Apleci trunchiul, tragi de două ori, schimbi piciorul. 1, 2, schimbi, 2, 2, schimbi de lateral. Schimbi. 4, 5, 6. Controlează poziția. 7. 8. Bun. Ultimul exercițiu. Biceps cu presa la umăr. Pornești cu greutățile. Vezi dacă folosești greutăți mari? Imediat obții și un efect cardiovascular și fără sărituri. Flexie biceps. Împinzi la umăr cu rotație spre înainte. Adică aduci palma spre înainte și jos. 2. Jos. Dacă cumva la presa la umăr. 3. Ai, ți-s un pic poate prea mari greutățile. 4. Ajută-te de picioare. 5. Aici, da? 6. Și 7. Și încă una. 8. Bun. Astea 3 mișcări. Dacă le repeți în numărul de repetări pe care ți le-am sugerat deja și faci minim 3 seturi, dar te duci mai degrabă la 4-5, eu nu prea las 3 seturi la antrenamente, de obicei 4 sau 5 serii dau la antrenamente. Deci, fă chestia asta, 8-10 repetări cu gantele de 4-5 kg, 3-5 repetări, 5 serii și scrie cum a fost pentru că sunt sigură o să simți exercițiile astea.
Foarte bine, mă găsești cu toate antrenamentele mele pe Ioana Mețiu Fit, YouTube, Facebook și Instagram. M-am de acolo și câte o idee de rețete și câte una alta, mâncăruri sănătoase. Deci, numai lucruri bune, ne vedem acolo și la următorul antrenament. Pa, pa!